găsit, dragii mei! Astăzi vă invit să urmăriți un interviu pe cinste. Este un interviu extraordinar și îl avem invitat astăzi pe profesor universitar Leon Zegrean, șeful disciplinei de fiziologie și neuroștiințe din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule profesor universitar. Sunt onorat și admir echipa. Sper să aveți un drum bun, pentru că societatea are nevoie de comunicare, de lucruri reale și nu falsificate. Spuneți-mi tot în acest sens, care este situația educației în acest moment? Deci ar trebui să abordez cel puțin din două perspective. Perspectiva cea mai recentă este sau rezultă din sesiunea care tocmai s-a terminat zilele acestea, adică sesiunea pentru studenți. O să încep cu partea bună a lucrurilor, în sensul că sunt studenți absolut extraordinari ca mod de pregătire, ca mod de a privi lucrurile, integrarea profesiei în societate și așa. Din păcate, numărul lor este foarte mic. Și un alt aspect, dintre cei foarte buni și buni, un număr suficient de mare, cu ghilimele de rigoare, părăsesc țara. Mm-hmm. Și asta este un lucru care mă întristează. Dar cel mai mult mă întristează faptul că ajung studenți la medicină care au o capacitate de gândire foarte redusă. Iar medicina a fost, este și probabil va fi până când va intra inteligența artificială, o artă. Iar o artă trebuie gândită și simțită. Din păcate, sunt foarte mulți studenți care ajung la examen și care, în general, reproduc textul unei cărți. Cu alte cuvinte, nu înțeleg mecanismele. Biologicul este un domeniu foarte complex, dar foarte logic. În momentul în care pierzi logica, complexitatea devine o povară, pentru că e foarte greu să înțelegi complexitatea dacă, sau să o abordezi dacă nu înțelegi mecanismele. E, acest lucru mă întristează foarte mult, pentru că, de exemplu, am întrebat pe o persoană cam cât sânge are, ce volum de sânge are. Lucru care, în mod normal, îl știe un absolvent de liceu, cât de cât pregătit. Terminase anul 2 la medicină și n-a putut să-mi răspundă. V-am dat un exemplu. Deși, dacă aș fi pus întrebarea fix cum e în textul cărții, probabil ar fi răspuns. Deci nu face legătura sau nu se face suficient de mult legătura între cuvinte și sensul lor. Învață doar cuvintele. Cu alte cuvinte, memorizează aproape ca un aparat electronic. În momentul în care scoți din structura textului, se pierd. Este ceea ce noi numim, nu am pus noi numele, este recunoscut internațional, analfabetism funcțional. Deci, cred că este una din marile probleme ale educației. În România, probabil, e cea mai mare problemă, pentru că, conform unor studii, avem cea mai mare proporție, cel mai mare număr de analfabet funcțional. Adevărat. O altă problemă care frământă lumea este abandonul școlar. Abandon școlar care
are mai multe, să zicem, nuanțe. Uh-huh. Este un abandon școlar fizic, uh-huh, când individul nu mai merge la școală, da, refuză de a mai rămâne înregistrat. Și m-a surprins faptul că domnul Ken Robinson, care este unul dintre observatorii cei mai vizibili, ca să zicem așa, sau cei mai cunoscuți în domeniul educației, susține că aproximativ 10% dintre elevi renunță la școală, la liceu. Chiar susține valori mai mari. Am făcut o combinație între cei care nu învață și cei care părăsesc școala. Lucru care este foarte grav. Dar la fel de grav este, în opinia mea, și faptul că unii abandonează misiunea școlii sau obligația care ar trebui să o aibă la școală. Din păcate, numărul acestora este foarte mare și din ăștia probabil se desprind și analfabeții funcționali, pentru că învață cu ocazia examenelor, să zicem, și asta nu e numai la facultate și la etapele anterioare de educație, învață în timpul examenului sau înainte de examen pe din afară textul, dacă se ajunge ca un elev de liceu, în loc să fie capabil să facă analiza literară, să zicem, unei lucrări, învață ce au făcut alții, că sunt pe internet și, din păcate, da, cunosc situația, învață rezumatul pe din afară și confundă uneori lucrurile, că vă dați seama câte texte, ca să nu le spun altfel, apar la bacalaureat, că sunt culegeri deja de asemenea aforisme, să vedem. Da. Da. Deci, asta este una dintre problemele, să zicem, rezultante. Deci, o realitate. Dar cred că tot în această zonă a situației ar trebui să integrăm și deficiența școlii. Uh-huh. Pentru că există și o deficiență a școlii. Atât la nivel, să zicem, național, cât și la nivel global. Uh-huh. Și cred că, în primul rând, școala nu mai ține cont de faptul că nu există doi indivizi identici. Fiecare individ este o entitate. Fiecare individ are o anumită potențialitate. Din păcate, educația este foarte standardizată. Uh-huh. Și nu ține cont și nici măcar nu urmărește să țină cont. Am putea spune la urma urmei că este într-o anumită măsură, și chiar mi-am notat aici, o cultură a supunerii, spune domnul Robinson. Adică școala nu mai poate să își joace rolul de dezvoltare a individului într-un mod armonios, ci un fel de standardizare a unor norme care sunt aproape echivalente cu dictatura la nivel macro. Ce este de făcut în această situație? Pentru că este și o criză a valorilor în România și probabil că și la nivel global, dacă sunteți de acord cu acest. Sunt de acord și ca om de știință, pentru că mă consider totuși om de știință. Adevărat. Consider că există totdeauna o relație între cauză, efect și eventualele posibilități de modificare a stării respective. Deci cred că cel mai important lucru de la care ar trebui să plecăm pentru a face ceva, să cunoaștem cauza, uh-huh, care a determinat această realitate.
Și sunt multe, dar cred că cea mai importantă cauză este alterarea conceptului de valoare umană. Și de ce spun că e cea mai importantă? Pentru că aceasta începe din primii ani de viață. Copiii foarte devreme sunt învățați de către părinți despre ceea ce înseamnă valoare umană. Dacă criteriile părinților de evaluare a valorii umane sunt eronate, nu se poate ca cei care îi urmează să gândească altfel. Iar când ajung, de fapt, în realitate, pentru că după o vârstă de 18-20 de ani, de obicei individul intră într-un conflict. În realitate. Intră în realitate, adică începe să simte realitatea. Și vreau să vă spun că este, în opinia mea cel puțin, dar nu sunt singurul, cea mai importantă cauză a alterărilor de comportament până la nivel de boală. Mm-hmm. Depresia este una din bolile foarte răspândită, cu o frecvență foarte mare la nivel global și mai ales în zona urbană. Da, din păcate am citit că unele studii arată depresia ca fiind principala cauză de deces a ultimilor ani, la nivel mondial. De deces prin suicid. Da, prin suicid, clar. Iar da. Statistici arată cifre îngrijorătoare cu privire la suicidul în cadrul generației tinere. Și asta pentru că sunt învățați într-un fel, în familie, în școală, și realitatea vine cu alte probleme, cu alte aspecte. Asta ar putea fi o cauză. Concret, cred că una din motivele alterării conceptului de valoare umană este faptul că cam de 6-7 decenii s-a dezvoltat foarte mult ceea ce noi numim consumerism. Mm. Și ar vrea să citez părintele, vă rog, din părintele consumerismului, de unde a plecat, de fapt, consumerismul în toată splendoarea lui. Și textul sună cam așa. Economia noastră extrem de productivă cere ca noi să facem consumul modul nostru de viață, să convertim achiziționarea și utilizarea bunurilor în ritual. Ritualul este o formă profundă de manifestare a comportamentului uman și care este legată de relația cu mediul, de relația cu cosmosul, de relația cu divinitatea, dacă vreți. Toate astea erau, dacă vreți, incluse în ceea ce noi numim ritual. Toate aceste dimensiuni ale ritualului au fost înlocuite de, așa zisul, consumerism. Și spune mai departe domnul Victor Lebov, pe la 1955, articolul e publicat într-o revistă științifică, măsura statutului social, a acceptării sociale, a prestigiului, se află acum în modelele noastre de consum. Însuși, sensul și semnificația vieții noastre sunt exprimate în termeni de consum. Deci sunt, dacă vreți, temelia consumerismului acestei idei. Și treptat oamenii au acceptat, sigur că și mediul social economic a permis, datorită dezvoltării industriei și a creșterii productivității, s-a ajuns la ideea de a produce pentru a vinde. Da. Consumatorul
cumpără pentru a cumpăra. Foarte multe lucruri pe care le cumpărăm, nu le utilizăm. Gândiți-vă că numai în domeniul alimentației, care este un domeniu important pentru societate, aproximativ 30-40% din alimentație, produsul alimentar se aruncă. Da? În situația în care cam același procent, dacă nu mai mare, din populația terei, nu are ce mânca. Și atunci te întrebi, oare unde este gândirea umană? Acestea sunt problemele sau cauzele, pentru că de aici asta se revede și în educație. Un individ care învață în școală, învață în familie aceste principii, în momentul în care va deveni răspunzător în fața societății de ceea ce face, de ceea ce transmite la un profesor. Păi dacă profesorul nu are principiile fundamentale ale existenței umane și ale mediului natural în care existența umană se desfășoară, atunci cum poate să transmită ceva? Și treptat se aliniază toți ca un fel de educație, în ghilimele, standardizată, lucru care are o consecință la care probabil puțină lume se gândește. Cu cât mintea umană devine mai standardizată, cu atât mai ușor va fi înlocuită de inteligența artificială. Da. Care este un real pericol. Da. Este și un potențial pericol. Deci dacă mintea umană este tot mai redusă, tot mai transferată spre diferite sisteme artificiale, automatizate, da. Chiar am pus această întrebare la curs, la studenți. Omul a transferat, ființa umană de-a lungul istoriei a transferat forța fizică, deplasarea, nu știu. Acum am început să transferăm și mintea. Și întrebarea de bun simț a unui fiu de țăran este: și cu ce mai rămâne ființa umană? Dacă nu, da. Cu ce mai rămâne? Pentru că ființa umană se caracterizează ca esență prin ceea ce gândește, prin minte, prin cunoaștere, pentru că dintre toate ființele care există pe Terra, ființa umană modifică planeta în toată complexitatea ei într-un ritm de care puțină lume este conștientă și care nu ne este favorabil în privința viitorului. Și toate astea rezidă practic din deficiența cunoașterii armoniei legilor care stau la baza universului și la baza societății și a mediului în care trăim. Habar nu au, întrebat pe cineva recent, care este pericolul creșterii dioxidului de carbon în atmosferă. Mi-a răspuns automat: încălzirea globală. Și acest, prin efectul de seră. Efectul de seră, nu. Prin efectul de seră. Este, CO2 are mai puțin pondere în efectul de seră. Problema cea mai gravă și cea mai acută este că dioxidul de carbon în apă formează un acid, numit acid carbonic, și care disociază în apă în ion bicarbonat și hidrogen. Iar hidrogenul este, pe lângă faptul că este probabil primul element care a apărut în univers, în exces în mediul biologic sau în deficiență, produce moarte. Sistează viața, pentru că toată viața depinde de activitatea unor proteine cu rol de, așa zicem noi, enzime, care controlează toate reacțiile metabolice din organism. Aceste enzime, fiind proteine, sunt foarte dependente de, așa zisul, parametru pH. pH-ul, da. pH-ul. Și dacă întrebi pe student, bă, ce e aia? De ce este? Deși
Am mai citit. Are lucrurile toate, dacă le iei pe segmente. Da. Deci, modificarea pH-ului este unul dintre cele mai mari pericole la adresa vieții. Pentru că sistemele biologice, în general, au o capacitate de adaptare la variațiile condițiilor de mediu. Dar această capacitate este în acest moment depășită de ritmul cu care se schimbă. Pentru că pH se adaptează în timp, iar timpul e foarte rapid acum. Iar la baza vieții pe Terra stau microorganismele. Uh-huh. De acolo pleacă totul. Și vegetație și inclusiv mintea noastră, pentru că enterobiomul, cum se mai numește, deci microbii care sunt în tubul nostru digestiv, influențează foarte mult activitatea creierului. Da? Sunt studii foarte recente și care demonstrează flora microbiană digestivă influențează modul de a gândi. Sunt, dacă vreți, vă arăt după ce terminăm interviul, vă arăt câteva articole, că mai ales că am înțeles că sunteți în domeniu. Da, foarte interesant. Este foarte interesant. Dar asta nu face decât să susțină ceea ce am afirmat, că la baza vieții, de fapt, din punct de vedere strict biochimic sau biologic, stă regnul microorganismelor, care favorizează și creșterea copacilor și a vegetației și iată și a noastră până la urmă. Da, sunt foarte multe lucruri. Ei, acest pH, care se modifică într-un ritm foarte accelerat la nivel planetar, în apă, în sol, riscă să sisteze viața. Da? Pentru că nu se pot adapta organismele, la, mai ales microorganismele, la o variație așa rapidă de pH. Deci iată ce înseamnă lipsa de cunoaștere și de integrare a omului. Omul este cel mai responsabil de modul cum evoluează planeta asta. Și, bineînțeles, civilizația. Ce putem face, domnule profesor? Da, timpul este rapid. În aceste condiții, așa și sunt foarte multe lucruri de făcut. Și noi, în acest moment, nu putem să educăm numai copii, ci trebuie să educăm și părinți. Dumneavoastră aici, trebuie să educați și părinții. De aici ar trebui. Din păcate, interesul instituțional în acest sens și al societății în general este foarte redus, ca să nu zic că este chiar în sens opus. Adică școala, în acest moment, în cea mai mare parte, produce de fapt niște sclavi care trebuie să respecte niște norme făcute de alții și nu în favoarea majorității, ci în favoarea minorității. De aici, inclusiv, tentativa societății actuale de a distruge individul, de a-și pierde identitatea, trebuie să fie toți la fel, de a distruge familia, da? O problemă foarte importantă. Și un aspect deosebit de important este lupta, războiul părinților de a comunica cu copiii. Pentru că sunt foarte mulți factori care alterează această comunicare dintre părinții care au mai rămas responsabili de viitor, sau cel puțin așa consideră, și copii, care sunt atrași prin tot felul de mecanisme murdare, aș putea spune, până la urmă, da? În zone care restricționează comunicarea. Foarte puțină lume conștientizează. Este și mai comod și pentru părinți. Pentru că, da, pentru părinții zic, domnule, să aduc valoarea materială care trebuie familia, asta înseamnă serviciu, înseamnă muncă, înseamnă nu știu ce. Dar cea mai importantă investiție a părinților și a societății sunt copiii, de fapt. Doar ei pot să asigure continuitatea. Dacă această legătură se rupe și
mare parte din tânăra generație este total debusolată, total dezorientată. Nu poate să ne aștepte un viitor optimist, ca să zicem așa. Cum se poate corecta acest lucru? Sigur că ar trebui la nivel instituțional părinții, în primul rând, să fie deșteptați. Școala. Profesorii, în mod normal, reprezintă cea mai importantă categorie dintr-o societate. Priviți și gândiți-vă în ce situație sunt tratați acum profesori. Da? Și de către societate, și de către elevi. Da? Nu vreau să insist pe exemple, pentru că se cunosc destule. Asta înseamnă că școala, educația, în mod automat este compromisă. Cine dorește acest lucru? De ce? Ce ne așteaptă rămâne de văzut. Eu aș spune doar ca un principiu de educație valabil pentru părinți și mai ales pentru profesori, pentru educatori, indiferent la ce nivel, un citat din Einstein și care spune în felul următor: nu este suficient să înveți omul o specialitate. Prin intermediul lui poate deveni un fel de mașină utilă, dar nu o personalitate dezvoltată armonios. Este esențial ca elevul să dobândească o înțelegere și un sentiment viu pentru valori. Altfel, cu cunoștințele sale de specialitate, seamănă mai mult cu un câine bine dresat decât cu o persoană dezvoltată armonios. Trist, dar adevărat. Așa este și este cultivată începând din școală, din grădiniță, mass media, familie, tot ce vreți. Doar să fii producător. Ca să poți, sigur, să beneficiezi de nu știu ce. Dar în această relație, de fapt, este o parșivenie. Pentru că devii producător pentru cel care este interesat să vândă. Da? Și ajungem din nou la consumerism. Absolut. Cred că un lucru foarte important la care ar trebui să ne gândim cu toții, inclusiv de asta am apreciat demersul dumneavoastră și poate pe viitor, dacă să vreți, putem să facem un demers mai bine organizat și de continuitate. Pentru că, așa cum am spus și un pic mai devreme, un alt citat din partea lui Huxley, unul dintre Huxley, da, că sunt da, mai mulți, Theodore Huxley, cred că, așa, spune așa: problema tuturor problemelor pentru umanitate, problema care se află dincolo sau mai importantă decât toate, este de a determina locul omului în natură și relația sa cu cosmosul. E, da. Asta a fost chintesența întregului interviu. Mulțumesc. Adevărat. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc din suflet, domnule profesor universitar. Dragii mei, aștept comentariile voastre.